Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Începem o săptămână mai așezată. Ne pregătim turația duhovnicească pentru întâlnirea cu postul cel binecuvântat al nașterii Mântuitorului Hristos. Suntem la prăznuirea Sfinților 33 de mucenici din Melitina, a Sfântului Cuvios Lazar din Muntele Galiției și, dacă vreți, într-un fel sau altul, ne așezăm dintr-o dată în siajul, cum am spus ieri seară, așteptării și împlinirii postirii. Cuvântul de învățătură este din Epistola către Coloseni, în capitolul 2, versetul 13. Iar pe voi care erați morți în fără de legile și în netăierea împrejurul a trupului vostru, v-a făcut vii împreună cu sine, iertându-ne toate greșalele. Într-un fel sau altul, cred că e una dintre marile provocări pe care de fiecare dată Sfântul Apostol Pavel, peste timp, o adresează oricărui persoane care crede că face parte din biserică și de cele mai multe ori chiar face. A gusta din așezarea în taina bisericii înseamnă a gusta, de fapt, din iertarea lui Iisus Hristos. Nu e suficient să spui, mă simt iertat. E important să știi că ești iertat. Pentru aceasta, Biserica Ortodoxă, spre deosebire de alte confesiuni și alte biserici, poartă cu sine adânc, în creșterea duhovnicească a postirii, taina Sfintei Spovedanii. Pentru a simți pe deplin că a posti înseamnă a primi iertare, a posti înseamnă a te apropia de potir și a gusta din trupul și sângele lui Hristos, care acolo se fac mâncare pentru viața cea veșnică. Cuvântul de întărire de astăzi vine dintr-un avă bătrân al patericului. Un om mănâncă mult și tot îi este foame, iar altul mănâncă puțin și se satură. Cel care mănâncă mult și nu se satură are mai mare plată decât cel care mănâncă puțin și se satură. Asta a avis celor care cred că postirea nu e decât participarea la un supermarket de produse de post. Atenție mărită! De altfel, toată săptămâna aceasta vom mai deschide câteva subiecte despre modul în care părinții patericului ne îndeamnă să privim postirea. Dar aș îndrăzni să vă spun, începeți deja să postiți cu mintea, pentru că ne apropiem de ceea ce ni se cere a fi și postire cu trupul. Taina învățării iertării, a gustării din iertarea lui Dumnezeu, este tot timpul la îndemâna noastră și într-un fel sau altul e singurul produs din care putem să însetăm și să flămânzim toată viața noastră. A flămânzi și a înseta de iertarea lui Hristos este mai presus decât toate. Revin și spun cuvântul acesta al Sfântului Apostol Pavel, iar pe voi care erați morți în fără de legile și netăierea împrejurul a trupului vostru, v-a făcut vii împreună cu sine, iertându-ne toate greșalele. Cu alte cuvinte, suntem vii câtă vreme simțim iertarea lui Dumnezeu. Devenim morți, niște zombi duhovnicești, când credem că doar de noi depinde iertarea lumii. Mâine este o nouă zi.